Bună și bine te-am regăsit! Astăzi vom învăța să scriem litera A mică de mână. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petreci timp frumos alături de mine. Privind această imagine, voi alcătui o propoziție. Vivi are o carte. Propoziția o reprezentăm printr-o linie orizontală lungă. Și pentru că transmite o informație, îi adăugăm un punct. Vreau să fii atent pentru că vom descoperi împreună din câte cuvinte este formată această propoziție. Poți să bați din palme de fiecare dată când auzi un cuvânt. Vivi are o carte. Această propoziție este formată din 4 cuvinte. Care este primul cuvânt? Vivi. Să-l despărțim în silabe. Vi, vi. Ce sunete se aud în prima silabă? V, i. Iar în a doua? V, i. Al doilea cuvânt este are. A, re. Tot două silabe. În prima silabă se aude sunetul a, iar în a doua se aud R și E. Cuvântul O este format dintr-o silabă și dintr-un singur sunet. O. Ultimul cuvânt este carte. Car-te. În prima silabă se aud sunetele C, A, R, iar în a doua, T, E. În propoziția Vivi are o carte, vedem scrisă de două ori litera A. Am reprezentat în culori diferite propoziția cu albastru, cuvintele cu roșu, silabele cu galben, sunetele cu grena. Acum îți voi arăta cum se scrie litera A mică de mână. Înainte, vreau să identificăm care sunt elementele grafice din care este format. Observăm aici o linie de sprijin, oval și un bastonaș. Te rog să îți încălzești musculatura mâinii, să ții corect creionul în mână și să ai o poziție a spatelui corespunzătoare. Urmărește-mă cu atenție pentru că este foarte important să observi cum unesc aceste trei elemente grafice. Pornesc de aici cu linia de sprijin și fără să ridic creionul de jos, ating linia de sus și mă întorc pe aceeași linie pentru a obține ovalul și priviți cât de frumos cobor acum cu bastonașul. Aceasta este litera A mic de mână. O să mai scriu o dată. Pornesc cu linia de sprijin, nu ridic creionul de jos, până aici, apoi mă întorc pe linie, ating linia de jos, nu ating colțul, urc până aici și cobor frumos cu bastonașul. Aceasta este litera A mic de mână. O să mai scriu o dată. Pornesc cu linia de sprijin, ovalul, ating linia de jos, colesc colțurile și cobor frumos cu bastonașul. Acum te rog și pe tine să exersezi până când o să ți se pare la fel de ușor o să scrii litera A cum mi se pare mie.
îți doresc spore la lucru.